Hello, dragile mele! Este joi, așa că din nou vorbim despre păr, despre frumusețea și îngrijirea lui. Mă bucur tare mult să știți că de fiecare dată simt nevoia să vă spun asta, deși nu o fac, nu știu de ce nu o fac. Mă bucur tare mult că sunteți pe canalul meu de YouTube. Cu mare drag îl fac și chiar sper că simțiți că îmi pasă de părul vostru și că încerc să vă dau sfaturi cât mai pertinente ca să puteți să-l îngrijiți. Pentru astăzi mi-am propus să vorbim despre un subiect pe care îl tot evit, dar nu mi-am scăpare. Asta este situația, știu că faceți asta acasă, așa că mai bine o dăm pe față și discutăm deschis despre el, și anume decolorarea părului. Știu că toate vă gândiți la un moment dat cum mi-ar sta blondă și unele dintre voi chiar acționează la acest impuls și uite cum ajung să-și pună în cap tot felul de produse ca să iasă cât mai deschis părul și la final nu sunt chiar așa de fericite cum credeau. Hai să vedem ce se întâmplă și ce puteți să faceți ca până la urmă să fiți fericite cu rezultatul pe care îl obțineți. Să știți că rămân la părerea mea, acest lucru trebuie făcut în salon. Dar, tocmai pentru că înțeleg că nu toate lucrurile se pot face așa, îmi doresc să povestim un pic despre ce pași ar trebui să urmăm acasă ca să avem un decolorat făcut în siguranță. Mai întâi mi-aș dori să ne gândim la ce înseamnă decolorat. Păi înseamnă exact ce ne spune numele, decolorat, adică o eliminare a culorii din firul de păr. Deci, decolorarea nu este colorare, pentru că colorarea înseamnă o adăugare de culoare în firul de păr. Decolorarea pur și simplu înseamnă o eliminare de pigment din firul de păr. Întâi și întâi, de ce să ne decolorăm? Păi este foarte simplu. Dacă vreți să obțineți un blond extrem de deschis, foarte curat, decolorarea este singura variantă. Mai ales dacă ești în România și majoritatea dintre noi avem culoarea mea de păr, adică un șaten deschis, să spunem, sau un, nici nu știu, da, șaten deschis. E cel mai sănătos. Vreau să zic un blond închis, dar nu este cazul la mine. Sunt și blonduri închise. Deci, în concluzie, nu prea avem alte șanse din vopsea să ajungem la un blond extrem de deschis. Decolorarea este singura variantă pe care o aveți la dispoziție. Care ar fi avantajele decolorării acasă? Păi, bănesc că cel mai la îndemână și cel mai evident este că plătești mai puțin decât ai plăti la un salon. Și cred că asta contează, sunt conștient de acest lucru. De asemenea, nu depinzi de programul cuiva. Dacă te apucă vreo nebunie la ora 12 noaptea să te decolorezi, poți să faci asta. Nu trebuie să suni la salon să-ți faci o programare pentru decolorare și stilistul tău să mai fie și ocupat, să poți să te ia peste 2 săptămâni. Și al treilea, este amuzant. Nu știu, dacă mai chem și o prietenă, este chiar o petrecere. Deci înțeleg că aveți chef de lucruri de genul acesta. Rugămintea mea este doar să le faceți corect. Haideți să vedem care sunt și dezavantajele decolorării. Rezultatul nu este chiar ușor predictibil și să știți că văd când cineva nu este decolorat corect, cred că vedeți și voi, vă prindeți și voi, este foarte evident. Așa că, repet, rezultatul, dacă nu sunteți de meserie, nu este neapărat cel mai previzibil lucru. Nu este neapărat sigur. Dacă nu știi să folosești produsele corect, dacă nu ți-ai făcut un test de alergie, dacă nu ai grijă la aplicare, la timp și așa mai departe, s-ar putea să te trezești cu niște surprize, de la arsuri la pielea capului până la un păr mai rupt sau decolorat inegal. Și de asemenea, un dezavantaj major este că pe la ceafă nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Dacă separăm părul pe cărări, s-ar putea să avem niște surprize, să arătăm mai degrabă a tigrișori decât a decolorat uniform și frumos. Ce avem nevoie pentru a face o decolorare corectă acasă? Păi, în primul și în primul rând, avem nevoie de un produs de decolorare, o pudră de decolorare. Vă sfătuiesc să nu luați pe cea mai ieftină, vă rog chiar, nu vă sfătuiesc, chiar vă rog să nu luați pe cea mai ieftină. Încercați să luați produse bune pe care le citiți înainte de a le achiziționa. Și de asemenea, vă trebuie un oxidant, da? Pentru că cele două mixate vor face produsul pe care îl veți aplica pe scalp și pe lungimea firului de păr. Dacă decolorați și rădăcina, rugămintea mea este să nu folosiți oxidanți mai mari de 6%, pentru că sunt destul de periculos de utilizat acasă. S-ar putea să vă treziți cu arsuri la nivelul pielii capului. Și în niciun caz, sub nicio formă, niciodată, nu folosiți oxidant de 12% cu pudră pe rădăcină. Nu numai că te iriți și faci bube, poate să-ți dea și sângele, dar mai mult decât atâta, poți să faci un șoc și să se secționeze părul fix de la rădăcină. Deci, niciodată nu folosiți pudră decolorantă cu oxidant de 12% pe pielea capului. Pe lângă produsul de decolorare despre care povesteam și oxidant, veți avea nevoie de un bol care trebuie să fie din plastic sau din sticlă sau din porțelan, în niciun caz nu metalic. Și de asemenea avem nevoie de o pensulă
cu care să putem aplica produsul respectiv. Vă rog, nu aplicați produsele cu peluța de dinți. Este cea mai mare prostie care puteți să o faceți. Vă trebuie o pensulă, se găsesc, luați o pensulă pentru vopsit și o aveți pregătită acolo. Clipsuri. Vă trebuie clipsuri ca să puteți secționa părul. Vă recomand să începeți decolorarea din ceapă, de la spate, nu din față, unde este cald și unde acționează mult mai repede toate lucrurile. Da? Un piaptăn cu codiță, de plastic și acesta tot, inclusiv codița, nu cu codiță metalică, o perie de descurcat părul, evident că ne trebuie și o perie de descurcat părul, și de asemenea un tricou mai vechi sau o bluză mai veche sau o pelerină ca să vă protejați hainele pe parcursul aplicării produsului de decolorare. Dacă aveți o piele sensibilă, sfatul meu este să luați o vaselină și să o aplicați, sau o cremă extrem de grasă, și să o aplicați foarte bine pe contur, pe urechi, în spatele urechii și pe toată ceafa, pentru că contactul dintre produsul de decolorare și pielea voastră nu o să fie cel mai vesel dacă aveți pielea sensibilă. Pentru că sunteți fete conștiincioase și eu știu asta, sunt convins că ați citit instrucțiunile de utilizare al produsului pe care decideți să îl folosiți. Așadar, odată citite și însușite, urmează să le respectați. Mixați produsul respectiv așa cum este specificat acolo și apoi treceți la pasul de aplicare. Vă spuneam că trebuie să aplicați întâi ceafa, nu începem în față și la perciuni, da? Întotdeauna de la ceafă. Dacă faceți prima oară de colorare, întâi aplicați lungimile părului și apoi rădăcina. De ce facem așa? Pentru că lungimile se decolorează mai greu decât rădăcina. La rădăcină, fiind aproape de scalp, avem căldură și produsul acționează mai repede. Deci aici se va deschide foarte repede și aici se va deschide mult mai greu. Așadar, întâi aplicați lungimile, da, și stați cu ele și 40 de minute și apoi aplicați rădăcinile, pentru că în 20 de minute probabil că deja sunt blonde. Bun, odată aplicat produsul, pur și simplu, trebuie să așteptați. De obicei, la decolorare se așteaptă minim 50 de minute. Puteți să stați și mai mult dacă este specificat pe instrucțiunea de folosire al produsului pe care ați decis să-l cumpărați. Dacă pe parcursul decolorării simțiți orice senzație de usturime, arsură, pișcătură foarte tare, rugămintea mea este să depășiți momentul rapid și să vă clătiți. Nu iritați pielea capului inutil. Faceți un test înainte de asta ca să stați liniștite, un test de alergie, măcar cu 24 de ore înainte, în care mixați un pic de produs și îl aplicați în spatele urechii. Stați cu el acolo minim 24 de ore fără să îl clătiți ca să vedeți ce se întâmplă cu pielea. În cazul în care nu se întâmplă nimic, sunteți ok. Dacă apar bășicuțe, usturime, roșeață excesivă și așa mai departe, atunci sunteți o persoană posibil alergică și sfatul meu este să nu vă decolorați la rădăcină. Odată expirat timpul de acționare al produsului, părul trebuie foarte bine clătit. Repet, părul trebuie foarte bine clătit. Clătiți și clătiți și iar clătiți și iar clătiți, trebuie să scoateți tot produsul din firul de păr cu apă în prima fază. Iar apoi el trebuie neutralizat. Da? În saloane, neutralizarea se face cu șampoane speciale care neutralizează zidurile de amoniac din firul de păr. Și sfatul meu este să faceți asta și acasă. Dacă nu găsiți un produs profesional cu care să faceți acest lucru, vă rog mult de tot, amestecați apă cu oțet, puneți cam, nu știu cât să zic, 200 de ml de oțet la vreo 5 litri de apă. Da? Și clătiți-vă, înainte să spălați părul, doar clătiți-vă, după ce ați clătit tot produsul, clătiți-vă cu apa respectivă cu oțet ca să încercați să eliminați cât mai mult din rezidurile de amoniac din firul de păr. Apoi urmează spălarea cu un șampon potrivit părului decolorat, da? Deci nu mai îl folosiți pe ăla pe care îl foloseați voi, ci vă trebuie un șampon potrivit pentru un păr vopsit, decolorat, șuvițat și așa mai departe. De două ori, clătit foarte bine, fără să frecați, doar masați foarte bine totul, clătit extrem de bine din nou și îl tapotați cu prosopul și aplicați un tratament sau o mască, din nou adecvată noului tip de păr pe care l-aveți, și anume un păr decolorat, da? Cu îngrijire mai multă decât cea pe care o foloseați în mod normal, și stați cu acest tratament minim 10 minute după decolorare, minim 10 minute. În cazul în care scopul vostru final nu este decolorarea, ci vreo nuanță
de păr, asta înseamnă că după decolorare, înainte să speli părul și să aplici masca, trebuie să mai faci o etapă și anume nuanțarea. Nuanțarea are două roluri, fie de neutralizare, adică să tai din reflexele de galben ale părului, fie să adauge niște reflexe pe care doriți să le obțineți. Aici putem să vorbim despre ce? Cenușiu, violet, roz, albastru, verde și așa mai departe. Da? Aceste lucruri se fac cu nuanțare, adică cu un aport de pigmenți pe părul vostru după ce ați făcut decolorarea propriu-zis. Adică veți mai avea nevoie de încă un produs. Dragile mele, sper că sfaturile legate de decolorarea părului vă sunt de folos. Ce vă rog să țineți minte este că e un procedeu foarte serios și orice merge greșit în acest procedeu are niște consecințe destul de grave asupra sănătății părului vostru. Luați decizia în cunoștință de cauză, informați-vă, folosiți corect produsele. Dacă aveți orice fel de întrebări legate de sănătatea și îngrijirea părului, mă găsiți aici pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook. Așa că nu ezitați, întrebați-mă și cu mare drag vă voi răspunde. Până data viitoare, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!